Da, dragilor, continuăm Bursa Zvonurilor cu o veste tristă. Asta pentru că tatăl lui, Gabriel Tamaș, s-a stins din viață aseară, iar jucătorul a aflat această veste teribilă cu puțin timp înainte de a intra în teren pentru meciul cu CFR Cluj. Cu toate că a primit această veste tristă cu puțin timp înainte de meci, țin să vă spun că Gabi Tamaș a decis să nu-și abandoneze echipa și a jucat la un nivel foarte înalt, probabil pentru tatăl său, despre care știm cu toții că îl susținea necondiționat. Țin să vă reamintesc că în toată această perioadă, Gabi Tamaș era extrem de îngrijorat din cauza problemelor de sănătate cu care se confrunta părintele său. Bărbatul a fost transferat de la Brașov la un spital din București, unde i s-au oferit îngrijiri, însă, din păcate, organismul său a cedat, iar acest s-a stins din viața seară. E un eveniment, Dumnezeu să-l odinească în pace, un eveniment pe care, din păcate, nu dorește să-l trăiască nimeni. Adică, dar, din păcate, cu toții la un moment dat vom trăi aceste momente groaznice, zic eu, pentru că este extrem de dureros să-ți pierzi un membru al familiei, să-ți pierzi un prieten drag. Cred că este o rană care nu se va vindeca niciodată. Dar trebuie să fie puternic. Asta este, cu toții mai devreme sau mai târziu vom pleca, zic eu, într-o lume mai bună. Doamne ajută să fiu bun, o lume mai bună. Că, eu zic că da. Pe de altă parte, oamenii care trec prin astfel de suferințe reușesc să facă trecerea asta mai ușoară, refugiindu-se oarecum în zona asta profesională. De exemplu, Gabi Tamaș, iată, a jucat, deși tatălui avea mari probleme, a jucat și a făcut-o foarte bine. Foarte bine, e important, vorbim de echilibru. Iată, pierzi echilibru, ești zdruncinat într-o zonă, dar pe de altă parte te refugiezi într-o altă parte care să te ajute să treci mai ușor peste șocul unei astfel de pierderi. Așa este și îl apreciez foarte mult. La fel aș fi procedat și eu în locul lui, pentru că în momentul în care treci printr-o despărțire, printr-un astfel de moment extrem de dureros, este mai bine să te refugiezi în muncă și să nu stai închis în casă, să te izolezi de toată lumea, pentru că stai, îți faci gânduri negre, nu, poți să ajungi, Doamne ferește, la depresie. Și atunci este cel mai bine să-ți ocupi timpul, să nu ai timp să-ți faci acele gânduri negre, știi? Oricum, Gabi Tamaș trece nu printr-o perioadă comodă a vieții lui, de la problemele pe care le-a avut numai de vreme de anul trecut, dacă mi-aduc bine aminte, cu echipa lui de club, cu faptul că a fost prins băut la volan, a fost chiar închis câteva zile, s-a reziliat contractul, a trebuit să întoarcă în țară, pândit în continuu de paparazzi. Sunt o groază de glume care se fac pe seama lui. S-a zvonit și despre un posibil divorț, o posibil de despărțire de soția lui.